Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip Continuăm, continuăm proiectul nostru cu instalația electrică Rămăsese să, să terminăm aici ce avem de făcut Deci mai lipsea încă o țeavă pentru prize Nu are rost să ducem tocmai acolo O aducem aici ca aici cutia de doza principală să zic așa Și rămăsese să prindem toți ăștia toți acești copex cu, cu, cu dibluri nu mai aveam, v-am zis că nu mai aveam și după care să terminăm aici să facem impiantul. Deci avem impiantul, instalația. De acolo să mai ducem să facem acele bucle, ca acela e principalul care duce curentul, și apoi urmează următoarele secundare care le alimentează același. Aici o să fie 3-6-6 spoturi. Urmează să facem această chestie. Aici e ai terminat. Și aici la fel, avem decât țeava principală care duce curent și aici la fel, urmează să delimităm, să despărțim cum vrem. Între timp este ceasul aproape 1.13, nu am făcut nimic astăzi pentru că am avut puțină treabă și printre care a trebuit să aduc și materie primă că nu mai aveam. Am cumpărat o pungă de, uh, cu de 200 de bucăți de, de dibluri, 6x4, care i-am avut și-am folosit. Și am cumpărat și 3000 de negrese pentru regips, și am, am luat de 2,5, cam așa arată. Uh, am luat 3000 ca să fie, că este destul de mult de regips de făcut. Și sigur o să trebuiască. Haideți cum mă bag la treabă, asta sunt singur. Mă bag să încerc să, să reușesc să vedem dacă termin, termin acest, această instalație. Și apoi mâine, nu știu, ori începem și acoperim toate țevile. Să le protejăm, adică să le facem ca aici. Ori avem grijă încet încet și începem din dormitoare cu, cu montajul de rigips. Sau Uh, comandăm uh, o mașină de, de nisip și ne apucăm să, să facem șapa. Rămâne de văzut. Bineînțeles, și aici se poate face încet, încet, cu grijă, uh, se poate închide cu rigips, nu ar fi problemă. Mă gândesc, mă gândesc să vedem cum, uh, cum, o să facem și cam asta este. Haideți că mă, mă bag la treabă și, și revin. Și iată la final, este 4 și 12 minute. 16 și 12 minute. Ce am făcut? Am, am pus copexul care lipsea de la priză, să alimentăm acea priză. Aici am, am, terminat tot, legați frumos. Inclusiv cei care am zis că îi predispunem pentru panourile fotovoltaice. Sunt 3 țevi de 25 și am dus aici. Da, aici urmează ca să mai facem, să lărgim, să-i ducem sus la mansardă ca să-i avem acolo. ca Aici o să fie terminat și n-are să mai spargem. Am dus și alimentarea inclusiv de la priza de la uscătorie și mașina de spălat. Legată frumos. Aici avem scurgerea care trebuie să o ducem și inclusiv predispunem pentru bucătărie. Nu am făcut decât asta. V-am zis că deja am început foarte târziu astăzi că am avut ceva de, de făcut. Am, am terminat și tot impiantul pe sus. Cam așa arată. Deci absolut tot legat frumos ca să nu cumva să miște pentru că când, când tragem firul el se încordează și dacă nu e legat există riscul să se rupă. Deci am pus în acest gol am pus 6, șase, șase bucăți, 6 spoturi. O să fie din acelea pătrate moderne frumos cred că 15 pe 15 aici la fel avem două aici și una în acea zonă că este mai micuț 3 aici am pus 6 bucăți vedeți cum arată deci v-am zis de acele bucle deci unul este alimentarea nu? și de acolo de la acel le alimentăm pe toate vine aici și face așa deci aici avem încă 6 și în partea aceasta, că este mai mare, avem la fel uh, unul care îl alimentează și apoi pleacă 1 2 3 4 5 6 7 8 de fapt, Deci sunt 3 și cu 3. Sunt 8 uh, 8 uh, uh, bucăți, nu? Deci 3 3 6 7 8 bucăți. Da, cam uh, cam asta este. A rămas aici în baie. Trebuie să mai punem și aici sigur sigur o să punem cred că două uh, acel uh, acel cd trebuie să-l dăm sau da, trebuie să-l dăm la o parte că cade chiar acolo, că să cadă, trebuie să-l mutăm un pic de 10 cm și așa vine placa întreagă aici nu influențează cu nimic <coughs> și la fel trebuie să mai fac acest șans care duce sus și cam gata dar cred că mâine mâine cred că am pus să închid încet încet cu grijă bineînțeles ca să nu cărcăm peste astea sau vedem fac material și le acopăr una din astea două o să fac mâine. Uh, să ne numărăm cam câte ar fi toate. Deci aici am zis că o să pun două, nu? Aici avem 8 și cu două acolo sunt 10. 10 bucăți. Aici avem 6, 3 și cu 3, 16 bucăți. 16, 17, 18, 19 bucăți. Aici avem 20, 21, 22, 23, 24, 25 de bucăți În cameră sunt 5 bucăți În fiecare cameră, deci aici 1, 2, 3 Deci 1, 2, 3, 4, 5 Și cu 25 avem 30 de bucăți În camera stălantă e la fel 1, 2, 3, 4, 5, 35 de bucăți 36, 37, 38 de spoturi 15 pe 15. Și am să mai pun, am să mai pun încă una de aia de urgență. aici, deasupra ușii aici, o să pun una de urgență care în caz că se ia curentul o să fie alimentată 8 ore de bateria care este integrată. Și am să pun una acolo și una bineinteles în partea cealaltă, adica aici o să mai pun încă una. Da, cam asta e tot ce am putut face astăzi. V-am zis, ăsta e minimul ce am putut să fac. Dar am zis măcar să le fac să fie terminate. Să, stiu știu că am scăpat și o mâine, să zic așa, e o altă zi. Uh, am mai dus copexul ăsta care e pe jos. De 25 l-am lăsat aici deocamdată pentru că eram, uh, eram indecis unde o să pun aer condiționat. Dacă o să-l pun acolo sau acolo, dar o să pun asupra întotdeauna aici o să vină canapeaua și bineînțeles ăla o să sufle încolo spre televizor așa reușește să facă toată camera deci o să-l pun pe mijlocul la peretelui ăsta am două doze de aer condiționat astea sunt bineînțeles e cu scurgere cu tot am să pun una acolo pe peretele exact pe mijloc și una în, camera cealaltă și cam asta e nu, mai pun, nu are rost să mai pun în vie în fiecare cameră, cum am pus jos la parter, pun că aici în sufragerie și doamna ajută. Bineînțeles, trebuie, trebuie dus țeava să copexul să de 25 plus tur și retur de țeavă de cupru, adică 1 pe 4 și mi se pare că de jumate depinde de eu intenționez să pun un daikin. Acum da, mi se pare că, nu știu, cred că un daikin de 12.000 Cine știe, știe despre ce vorbesc, ori de 12.000, ori de 18.000, pentru că e destul de mare sufrageria și trebuie să facă față. Da, cam, cam, asta este pentru astăzi, mâine o să vedem, deci să fie așa o surpriză pentru voi care mă urmărește. Nu știu cu ce o să încep mâine, ori acoperim țevile, indicat așa ar fi, ar fi pentru că acoperim țevile. Dăm un grad de protecție la țevi ca să nu cumva să le spargem Doar că mâine dacă ne apucăm să facem lucrul ăsta Mâine trebuie să fie o zi moartă, adică pe aici nu putem să mai călcăm Pentru că dacă materialul e moale trebuie lăsat să se întărească, să fie ca aici Și da, nu știu ce să fac, dacă nu o să începem cu rigipsul încet încet să, fim, să, avem, să avem grijă Adică folosim și schela, folosim și scara Și începem încet încet acolo să începem cu închisul cât putem face nu știu mă, mă voi gândi în seara asta oricum ori așa ori așa este este de toate adică dacă în caz că vreau să fac rigipsul să închid rigipsul deja am cumpărat uh, șurubele să zic așa negrese am uh, am 1000, 1.500 de bucăți vedeți 1.500 de bucăți de, de negrese de, de, de 2.5 uh. și chiar dacă vreau să fac asta cu, cu ciment uh, Uh, am cumpărat și ciment, uh, nisipam ca să fac uh, lucrarea asta și deci nu, nu ar fi nicio problemă, ora așa, ora așa. Uh, ceva ceva facem mâine. Cam asta a fost clipul de astăzi. Uh, nu prea am făcut mult, dar uh, cât de cât uh, am mai mișcat ceva. Vă salut și o seară, o seară faine vă doresc la toți. Numai bine.